Controle la magazinele cu profil agricol din județul Olt. Polițiștii au verificat 10 de astfel de societăți pentru a vedea modul de desfășurare a activității. Au fost verificați 28 de operatori economici care își desfășoară activitățile în municipiul Slatina și în orașele Corabia și Scornicești, dar și în localitățile limitrofe acestora. În perioada 13-14 mai anul curent, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeanul Olt au desfășurat acțiuni preventive reactive pentru depistarea operatorilor economici care nu respectă legislația, fiind vizați în special operatorii economici din sectorul agricol. Polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 33.500 de lei pentru neutilizarea aparatelor de marcat și a neafișării prețului. 2 dintre amenzi au fost date în târgul de la Osica, iar una la Corabia. Un magazin ce comercializa produse fitosanitare a fost găsit cu probleme. În urma controlelor efectuate în orașul Corabia, polițiștii au identificat o societate comercială care are ca obiect de activitate comercializarea produselor fitosanitare ce nu respecta prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Operatorului economic din Corabia i-a fost aplicată o amendă de 20.000 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea a 7.100 de lei. Controlele poliției vor continua și în perioada următoare.